Începem. Bună seara! Suntem la câteva ore înainte de sfârșitul acestei campanii electorale și aș dori să adresez un mesaj de încheiere al acestei campanii tuturor alegătorilor și cetățenilor români, cu precădere candidaților, susținătorilor și votanților Uniunii Social-Liberale. Astăzi se împlinesc chiar 2 ani, într-o coincidență, de la momentul în care s-a născut ideea constituirii acestei alianțe politice, Uniunea Social-Liberală. În aproape 2 ani de zile, această construcție s-a născut, a crescut pas cu pas, a fost confruntată cu momente politice importante, a dat bătălii electorale. Este evident pentru noi toți că cea mai importantă bătălie, bătălia decisivă, va avea loc peste, iată, nici 48 de ore și că de această bătălie, cea a alegerilor parlamentare din 9 decembrie, depinde nu doar viitorul Uniunii Social-Liberale, ci viitorul României pe o durată de cel puțin 4 ani. De la bun început aș spune că în desele sale ieșiri din ultimele zile, Traian Băsescu a acuzat faptul că este implicat de către noi în campania electorală. Nu l-am implicat noi, n-avea cum lipsi din această campanie electorală. Și adevărul este că, într-adevăr, dacă pentru noi anul 2012 este anul victoriei, această victorie este o victorie împotriva regimului Băsescu, împotriva lui Traian Băsescu, a regimului său, a oamenilor săi, a modului acestor oameni de a face politică, a modului acestor oameni de a se raporta la cetățenii României, a modul lor de a fi. Și într-adevăr, chiar dacă o neagă Traian Băsescu sau nu, acest vot va fi legat și de el, și de regimul său, și de oamenii săi. Și atunci când vorbim de victorie până la capăt, vorbim de victoria până la capăt împotriva regimului Băsescu. Am văzut că mulți sunt nemulțumiți de cum a decurs această campanie electorală, în sensul că n-a fost suficient de spectaculoasă după gustul unora, în sensul că nu a adus mari dezvăluiri, mari șocuri, după gustul altora. Din punctul nostru de vedere, a fost o campanie bună. A fost o campanie bună pentru că în aceste săptămâni, peste tot, pe parcursul întregii țări, până în fiecare localitate, am discutat direct cu zeci și zeci de mii de oameni, am discutat despre proiectul nostru România Puternică, am discutat despre ceea ce trebuie să însemne schimbarea definitivă și completă în România, am discutat despre viitorul acestei țări, adică despre viitorul fiecărui om din România în parte în următorii ani. Și pot spune că la 2 ani de la formarea Uniunii Social-Liberale și la 7 luni de la preluarea guvernării, i-am putut privi pe oameni în față și îi putem privi și acum și le putem spune, noi ne-am ținut de cuvânt. Ne-am ținut de cuvânt și în legătură cu ceea ce se putea face și s-a făcut din punct de vedere al măsurilor guvernamentale. Ne-am ținut de cuvânt în legătură cu soliditatea, cu trăinicia, cu onestitatea construcției politice la care ne-am angajat. Și indiferent cât a fost de greu, indiferent cât de mult s-a încercat de către Traian Băsescu, de către oamenii săi, de către instituțiile aflate în trecut și încă în prezent sub controlul său, să fim dezbinați, să fim aruncați în diversiune, nu au reușit. Uniunea Social-Liberală a devenit o construcție din ce în ce mai solidă și astăzi ea nu mai este ideea a 2 sau 3 sau 4 oameni, ci este speranța, alternativa pentru milioane de români. Am câștigat bătălia alegerilor locale, am înlocuit guvernele incompetente Boc și Ungureanu, am câștigat politic bătălia referendumului, obținând cel mai mare vot, cel mai mare scor, 7,4 milioane de oameni împotriva unei persoane, Traian Băsescu, și a unui regim, și trebuie acum să câștigăm categoric
alegerile parlamentare. Aș vrea să le mulțumesc în această seară tuturor celor care au crezut în acest proiect și tuturor celor care au luptat și luptă pentru acest proiect. Aș vrea să le mulțumesc și colegului meu, copreședinte Victor Ponta, actualul și viitorul prim-ministru al României. Aș vrea să îi mulțumesc în special lui Liviu Dragnea, secretarul general al Partidului Social Democrat, cel care a condus din partea PSD toate aceste campanii electorale și care este un fondator în toate sensurile al Uniunii Social-Liberale. Aș vrea să-i mulțumesc lui Rareș Mănescu, coordonatorul campaniei din partea Partidului Național Liberal. Apelul nostru la încheierea acestei campanii constă în asigurarea tuturor celor care le cerem votul că ne vom ține în continuare de cuvânt, că noi credem în proiectul nostru pentru România, România puternică, și că vom face tot ce ne stă în putință pentru a-l îndeplini. Apelul nostru pentru ziua de vot, pentru ziua de 9 decembrie, este acela de a veni toată lumea la vot. Fiecare vot contează. Nu doar Uniunea Social-Liberală are nevoie de fiecare vot. România are nevoie de fiecare vot, pentru că o democrație este cu atât mai solidă, cu atât mai stabilă, cu cât ea înseamnă exprimarea voinței câtor mai mulți dintre cetățenii săi, cât mai multora dintre cetățenii săi. Facem un apel la toți simpatizanții noștri, la toți votanții noștri, să nu se lase provocați, să fie înainte de toate perfect corecți și să respecte legalitatea în ziua votului. Circulă zvonuri despre încercarea adversarilor noștri politici de a procura sau de a produce buletine de vot în surplus, buletine de vot care să fie introduse printr-un mijloc sau altul în urne pentru a se putea solicita nerecunoașterea alegerilor sau suspendarea alegerilor pentru a rezulta un număr de buletine de vot mai mare. Există un remediu sigur și anume atenția, seriozitatea, concentrarea tuturor membrilor birourilor electorale, tuturor reprezentanților noștri în secții și, încă o dată, preocuparea de a nu se lăsa provocați, de a nu se lăsa atrași în niciun fel de dispute, de a respecta de la prima oră a alegerilor și până când se încheie procesul electoral, de a respecta legea în tocmai așa cum ea este formulată. Uniunea Social-Liberală are nevoie de un vot pe deplin corect, pentru că rezultatul acestui scrutin trebuie să nu poată fi pus la îndoială, trebuie să fie socotit de toată lumea, înăuntru țării, în afara țării, drept expresia autentică a voinței alegătorilor români. Știu foarte bine, știm cu toții, știu și adversarii noștri, care este direcția în care se îndreaptă opțiunile majoritare ale românilor. E foarte important ca aceste intenții să se transforme în voturi efective, în voturi corecte, în voturi numărate, indiferent de starea vremii, indiferent de alte împrejurări. Toți știm că avem toate motivele pentru ca la 9 decembrie să dăm acest vot. Toți știm că avem această obligație față de părinții noștri, mulți dintre ei batjocoriți de regimul Băsescu și guvernele sale, față de copiii noștri mai cu seamă, al căror viitor îl hotărâm în mare măsură prin votul de la 9 decembrie. Vă așteptăm pe toți la vot și vă așteptăm ca începând cu ziua de 10 decembrie să putem construi pe baza votului dumneavoastră o altă Românie, o Românie puternică. Mulțumesc! Fără întrebări? Fără!